Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și țin să vă reamintesc avertismentele lui Vladimir Putin, ce se ascunde în spatele declarațiilor sale. Ne întoarcem în timp și vom face o cronologie a avertismentelor lui Vladimir Putin. Avertismentul lui Vladimir Putin: avem pregătite măsuri pentru a contracara expansiunea NATO. 2015. Președintele rus, Vladimir Putin, declara că Rusia va lua măsuri pentru a contracara expansiunea NATO, conform agenției RIA Novosti, citată de Reuters. Rusia va lua măsuri de retorsiune în sensul consolidării capacităților forțelor nucleare. De asemenea, vom dezvolta propriile sisteme antirachetă. Am spus de la început că vom dezvolta sisteme de atac pentru distrugerea oricăror instalații antibalistice. În ultimii 3 ani, companiile militare ruse au dezvoltat și au testat cu succes mai multe sisteme avansate capabile să îndeplinească sarcini într-un mediu antibalistic evoluat. Forțele armate ruse au început să primească aceste sisteme de anul acesta, a subliniat la acea vreme Vladimir Putin. Potrivit liderului rus, pretextele conform cărora sistemele antirachetă din Europa de Est ar viza amenințările balistice din partea Iranului și Coreei de Nord ascund adevăratele intenții ale Statelor Unite de a dobândi superioritate militară. Adevăratul scop este neutralizarea potențialului nuclear al altor state, inclusiv al Rusiei și al aliaților ei, menționa Vladimir Putin. La sfârșitul lunii octombrie 2015, Vladimir Putin atrăgea atenția că extinderea sistemului antirachet al Statelor Unite în Europa de Est reprezintă o amenințare la adresa capacităților nucleare ruse, exprimând preocuparea că infrastructura ofensivă a NATO se apropie de frontierele ruse și evocând un scenariu foarte periculos. Rusia a avertizat că elementele antirachetă care urmează să fie instalate la Deveselu reprezintă încălcări ale Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare, INF, cerând României și Statelor Unite să conștientizeze responsabilitatea montării acestor sisteme și să renunțe la plan cât nu este prea târziu. 2016. De ce reacționăm atât de emoțional la expansiunea NATO? Pentru că suntem îngrijorați de deciziile luate la nivelul NATO, a explicat Putin într-un interviu acordat unui post de televiziune rus. Federația Rusă nu vede o adaptare reală a NATO la noile condiții, declara Vladimir Putin în timpul unui eveniment la care a participat în luna noiembrie acelui an. Structuri înființate încă pe vremea războiului rece și care în mod evident sunt deja perimate, cum este și NATO, nu s-au adaptat în mod real noilor condiții în pofida tuturor discuțiilor privind necesitatea de adaptare la acestea, a spus Putin. Liderul rus a adăugat că în prezent se încearcă transformarea unui asemenea mecanism important de asigurare a securității paneuropene și transatlantice, precum OSCE, într-un instrument care să deservească interesele politice externe ale unora. Drept rezultat, acest instrument lucrează în gol, a subliniat Putin. Vladimir Putin a dat asigurări că Rusia nu intenționează să atace pe nimeni. Aceasta este hilar, ridicol și de neimaginat, a spus Putin, sublinind că doar în Europa sunt 300 de milioane de cetățeni, toți membrii NATO, iar populația Statelor Unite se cifrează la circa 600 de milioane, în timp ce populația Rusiei este de 146 de milioane. 2017. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Rusia nu va porni niciun război, dar își va apăra interesele sale pe arena internațională într-o manieră civilizată, informează agenția de știri TASS. Nu vom isca conflicte sau războaie, însă vom pleca de la premisa că nu trebuie să fim ignorați, iar interesele și drepturile noastre legitime trebuie respectate. Le-a transmis Putin vineri muncitorilor de la uzina de prelucrare a minereului de fier de la Lebedinski. Rusia este cea mai mare țară din lume cu o populație destul de numeroasă, a mai spus acesta. Nu putem decât să avem propriile noastre interese și noi le vom apăra, însă vom face acest lucru prin toate mijloacele legale necesare, a mai declarat Putin. 2018. O retragere a Statelor Unite din tratatele de dezarmare, cum este cel privind armele nucleare cu rază medie de acțiune, INF, va duce la o cursă în armări și la o situație extrem de periculoasă, a declarat președintele rus Vladimir Putin, citat de AFP. Dacă toate aceste acorduri sunt încălcate, atunci nu va mai rămâne nimic în domeniul limitării înarmării. Și după părerea mea, situația va fi atunci extrem de periculoasă. Nu va mai rămâne decât cursa înarmării.
a declarat liderul de la Kremlin într-o conferință de presă. Ce ne îngrijorează este că tratatul ABM asupra rachetelor antibalistice a fost anulat în 2001, în prezent sunt discuții legate de tratatul ANF, iar soarta tratatului START privind reducerea armelor strategice nu este clară, a explicat Vladimir Putin în conferința de presă organizată în comun cu premierul italian Giuseppe Conte. Președintele rus a mai avertizat că principala problemă este ce vor face Statele Unite în cazul retragerii din tratatul ANF. Dacă amplasează rachete în Europa, evident că va trebui să răspundem simetric. Țările europene care acceptă amplasarea pe teritoriul lor de rachete strategice americane vor trebui să înțeleagă că se găsesc pe un teritoriu sub amenințarea unei eventuale riposte, a insistat președintele rus, adăugând că speră să abordeze subiectul cu președintele Donald Trump cu ocazia întâlnirilor de la Paris la 11 noiembrie. Președintele american Donald Trump a anunțat în 2018 intenția Statelor Unite de a se retrage din tratatul ANF, acuzând Rusia de încălcare repetată în decurs de mai mulți ani a prevederilor documentului. Tratatul ANF, semnat în 1987 de către președintele american de la acea vreme Ronald Reagan și liderul sovietic Mihail Gorbaciov, interzice deținerea și producerea rachetelor balistice și rachetelor nucleare de croazieră cu raze de acțiune cuprinse între 500 și 5500 de kilometri, titra la acea vreme Agerpres. 2019. Rusia este singura națiune care are rachete hipersonice, a declarat președintele Vladimir Putin, avertizând că armata rusă poate distruge orice sistem antibalistic existent sau care poate fi instalat de Statele Unite în Europa ori în altă zonă a lumii. Anul acesta, Statele Unite practic au distrus tratatul forțelor nucleare intermediare, ANF, de aceea trebuie să monitorizăm posibila instalare a unor sisteme de rachete în diverse zone din lume, a declarat Vladimir Putin, citat de agenția Sputnik. Liderul de la Kremlin a subliniat că Rusia e singura țară din lume care are rachete hipersonice. Prima unitate dotată cu rachete hipersonice, Avangard, va deveni operațională luna aceasta, iar rachetele hipersonice Kinzhal, lansate din avioane MiG-31, sunt în dotarea armatei ruse de anul trecut. Vladimir Putin a subliniat că rachetele Avangard depășesc de 20 de ori viteza sunetului, iar cele Kinzhal de 10 ori, putând transporta focoase convenționale ori nucleare. Sistemul Avangard este o armă a viitorului capabilă să treacă atât dincolo de sistemele antibalistice existente, cât și de cele viitoare, a afirmat Vladimir Putin conform agenției Associated Press. De asemenea, Putin a avertizat că Rusia ar putea adopta măsuri militare ca reacție la eventuala instalare de către Statele Unite a unui sistem antibalistic în Japonia. Administrația Vladimir Putin a avertizat în mai multe rânduri că va lua măsuri simetrice față de construirea de către Statele Unite a unui sistem balistic global care ar putea fi utilizat în scop ofensiv. Statele Unite susțin că elementele antirachete au scop defensiv. În august, Vladimir Putin a acuzat Statele Unite că vor putea lansa din România rachete de tipul celei testate de Pentagon după retragerea din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare, ANF. Referindu-se la racheta pe care Pentagonul a testat-o în contextul retragerii Statelor Unite din Tratatul ANF, Vladimir Putin a declarat: astfel de rachete pot fi lansate cu sistemele instalate deja în România și Polonia. Tot ce trebuie să faci este să schimbi sistemul software. Și nu cred că partenerii americani vor informa nici măcar Uniunea Europeană despre acest lucru. Sunt noi amenințări la care noi trebuie să reacționăm, a declarat atunci Vladimir Putin. Rusia și China au condamnat vehement un test balistic efectuat de Pentagon, acuzând administrația Donald Trump de amplificarea tensiunilor în scopul dominației militare pe plan global. Decembrie 2020. Federația Rusă are planuri mari în privința trupelor armate, urmând să aibă loc un amplu proces de înarmare. Planurile liderului rus sunt cu adevărat cutremurătoare. Anul care vine trebuie să începem să configurăm programul statal de înarmare până în anul 2033 și programul de dezvoltare al complexului militar-industrial, sarcina principală fiind îmbunătățirea caracteristicilor cantitative și calitative ale armelor și echipamentelor militare,
Este vorba despre modele moderne și de avangardă de arme de înaltă precizie și mijloace de apărare aerospațială, aplicarea activă a tehnologiilor, inteligenței artificiale în crearea produselor militare, a declarat Putin în timpul reuniunii Consiliului de Securitate al Rusiei. Liderul rus a mai vorbit despre extinderea liniei de modele de drone de cercetare și de atac, precum și de sisteme de arme cu laser și hipersonice, bazate pe noi principii fizice. Putin a menționat de asemenea conceperea unor sisteme robotizate capabile să îndeplinească diverse misiuni pe câmpul de luptă. Armata rusă dispune în prezent de o mare cantitate de arme moderne, multe dintre ele fără echivalent la nivel mondial. Aș sublinia în special dezvoltarea cu succes a Programului Național de Înarmare, actual, care a permis o reechipare tehnică radicală a structurilor militare, a explicat Putin. Pe de altă parte, el a amintit că în ultimii ani Rusia și-a înnoit doctrina militară și o serie de documente de planificare strategică ce au definit și concretizat direcția de activitate comună a entităților militare pentru a garanta securitatea Rusiei și apărarea țării. Sub aspect geopolitic, Putin a semnalat că în prezent unor vechi conflicte din diverse părți ale lumii li se adaugă altele noi, în timp ce lumea se confruntă cu provocări și amenințări grave, incertitudine, o dezvoltare vertiginoasă a tehnologiilor, inclusiv a celor militare, în timp ce concurența este în creștere. Principalele puteri dezvoltă activ arme ofensive. Așa zisului club nuclear îi se alătură de fapt noi membri. Foarte preocupantă este și apropierea infrastructurii militare a NATO de frontierele noastre, precum și încercările de militarizare a spațiului, a mai spus liderul de la Kremlin, în timpul reuniunii Consiliului de Securitate al Rusiei. Avertismentul ferm al lui Vladimir Putin împotriva oricărui agresor. Marina rusă este capabilă să dea o ripostă fermă oricărui agresor, a declarat președintele Vladimir Putin, subliniind în același timp că Rusia va continua să construiască o flotă dotată cu capacități unice. Forțele navale ruse garantează securitatea țării, interesele ei naționale și sunt capabile să dea un răspuns ferm oricărui agresor, a declarat președintele rus în cursul unei parade navale la Sankt Petersburg, organizată cu ocazia Zilei Marinei Ruse, care se celebrează în mod tradițional în ultima duminică din iulie. Putin a declarat că Marina Rusă este printre primele care s-au dotat cu echipamente de ultimă generație și că Rusia va continua să construiască o flotă cu capacități unice, o flotă a unei puteri suverane și robuste, potrivit RIA Novosti. Numai în acest an, Marina Rusă va primi 15 noi nave și canoniere, vase de război de dimensiuni mici, înarmate cu unul sau mai multe tunuri și folosite la patrulare, escortare, servicii de pază, a coastelor și fluvilor, a anunțat președintele Putin, citat de Interfax. Ponderea armelor moderne în cadrul Marinei Ruse a depășit 62%, dar este necesar să continuăm modernizarea capacităților acesteia, a mai spus liderul rus. Anterior, șeful statului rus, comandantul suprem al Armatei Federației Ruse, a trecut în revistă navele mari de război aliniate pentru parada navală la baza Marinei Ruse din Kronstadt, în golful Finlandei, în dreptul orașului Sankt Petersburg. În acest context, Putin a evocat că tocmai la Sankt Petersburg, orașul său de baștină, a crescut și a primit botezul focului flota tânără a lui Petru cel Mare. La parada navală din Kronstadt au participat 43 de nave militare și 41 de avioane ale Marinei Ruse, inclusiv nave mai vechi, dar și mai noi, recent incorporate, printre care fregata Amiral Kasatonov, noua corvetă Gremiașii, navele cu rachete de mici dimensiuni, Mtișii și Serpuhov, precum și o navă antisubmarin din Severomorsk. Separat, o paradă navală a avut loc la Sevastopol, în Crimea, cu participarea flotei Rusiei din Marea Neagră. Potrivit TAS, zeci de mii de locuitori ai Crimeei și turiști au urmărit parada și festivalul militar-sportiv, în cadrul cărora nave ale flotei Rusiei din Marea Neagră au arătat cum este detectată o navă inamic sau este distrus un submarin, iar elicoptere maritime au efectuat exerciții de decolare și aterizare pe puntea unei fregate. Parada s-a încheiat cu salturi ale parașutiștilor în grup. Cu ocazia Zilei Marinei, președintele Vladimir Putin a efectuat sâmbătă o scufundare la bordul unui submersibil la o adâncime de 50 de metri pentru a vedea un submarin sovietic naufragiat în golful Finlandei
în timpul celui de-al doilea război mondial, a indicat Kremlinul. Scufundarea care a fost efectuată la bordul Sea Explorer 3, în apropierea insulei Gogland, la 180 de kilometri de St. Petersburg, nord-vest, a durat aproximativ o oră, potrivit sursei citate. O placă comemorativă a fost instalată în prezența președintelui rus de către scafandri pe corpul submarinului eșuat și s-a ținut un minut de reculegere, conform Kremlinului. Există așadar riscul ca această cursă a armărilor să degenereze într-un război nuclear. Pentru a evita un război nuclear, comunitatea internațională se bazează pe tratatul de neproliferare nucleară semnat de 191 de țări. Oare este acest tratat suficient pentru a proteja umanitatea? Când tratatul a fost negociat în anii 60 ai secolului trecut, s-a convenit ca cele 5 țări care aveau deja bomba atomică, Statele Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Franța și China, să-și păstreze arsenalul, promițând că vor conlucra pentru a elimina aceste arme devastatoare. Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a reproșat Statelor Unite, Chinei și Rusiei că pun în pericol ordinea internațională prin acțiunile lor egoiste. Fiecare țară ar trebui să vadă unde ajunge dacă pune interesele proprii mai presus de interesele tuturor celorlalți. De asemenea, președintele Germaniei a reproșat Rusiei că a anexat Crimea fără a ține cont de dreptul internațional. Rusia a recurs la mijloace militare și la strămutarea violentă a granițelor pe continentul european, făcând din asta iarăși un mijloc politic, a subliniat vorbitorul. Nesiguranța și imprevizibilitatea sunt urmările acestor acțiuni, a mai evidențiat el. Pe acest fundal, Steinmeier a avertizat că există riscul reluării cursei înarmărilor. Ne întoarcem la vechea dilemă de securitate. Mai multă neîncredere, mai mult armament, mai puțină siguranță. Acestea sunt urmările ei obligatorii, care conduc spre o nouă cursă a înarmării nucleare, care nu va produce doar noi arme, ci și noi puteri nucleare, cu toate riscurile de rigoare pentru stabilitatea nucleară, care este oricum precară, a avertizat Steinmeier. Revenirea la interesele naționale slăbește comunitatea internațională și în contextul căutării de soluții pentru problemele globale, între care schimbările climatice. Comunitatea internațională ar trebui să fie profund neliniștită de faptul că instituțiile internaționale sunt blocate și slăbite, a conchis el. Din anul 2014, NATO își sporește prezența trupelor în Europa de Est. În ultimii doi ani, numărul militarilor la frontierele vestice ale Rusiei a crescut de 1,6 ori, de la 25 până la 40 de mii de oameni și continuă să crească. În 2018 a fost aprobată o strategie suplimentară cu denumirea de 4 la 30. Potrivit acesteia, în anul 2020, urmând să fie create 30 de batalioane motorizate, 30 de escadrile aeriene și să fie oferite 30 de nave militare gata spre utilizare. Potrivit experților, din nucleul dur fac parte 50.000 de militari. Sub pretextul exercițiilor militare în statele Baltice este creată o infrastructură militară permanentă a Statelor Unite. Proiectele separate de apărare ale Europei, mai devreme sau mai târziu, vor pune sub semnul întrebării viitorul Alianței Atlanticului de Nord. America le cere de mai mult timp aliaților să înceteze să-și facă de cap și să contribuie la finanțarea NATO. Europenii nu ar de dorință să financeze industria militară americană. Mai mult decât atât, dezvoltarea propriei infrastructuri militare va diminua pericolele militare pentru Europa, pe care nimeni nici nu are de gând să o atace. E foarte probabil ca politica de apărare independentă a Europei să contribuie la diminuarea tensiunilor și reluarea unui dialog cu Rusia în viitor. Așa să fie. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, mulțumindu-vă încă o dată pentru că ne urmăriți, vă spun pe curând!